Explozie puternică în gara Lunca Ilvei din Bistrița, Năsăud. În urma acestui incident, trei angajați ai CFR au fost răniți, iar doi dintre ei au fost transportați la spital în stare gravă. Incidentul a pornit de la un utilaj de desăzăpezire folosit pentru întreținerea căilor ferate. Deflagrația s-a produs la generatorul dintr-un utilaj feroviar de dezăpezire staționat în gara CFR Lunca Ilvei din Bistrița Năsăud. Trei bărbați angajați CFR au fost răniți și au suferit arsuri. Doi dintre aceștia, în vârstă de 52 și respectiv 33 de ani din Vatra Dornei, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, iar al treilea de 38 de ani a refuzat ajutorul. În urma primelor verificări efectuate, polițiștii de la transporturi feroviare au constatat și ei că Generatorul de curent care se afla în interiorul utilajului ar fi explodat. Inspectoratul Teritorial de Muncă face și el verificări în acest caz. Între timp, polițiștii au întocmit dosar penal.